Cu ceva timp în urmă am început să studiem din mărturisirea de credință și am luat practic de unde am rămas cu mărturisirea după ce am studiat-o aici la grup. Și data trecută practic trebuia să vorbim despre partea asta a mărturisirii de credință în care se descrie cine este Satan, cine este diavolul, cine este vrăjmașul oamenilor și cel care i-a făcut ca să cadă în păcat și să îi despartă de Dumnezeu. Și aș vrea să încep prin a citi din mărturisirea de credință pasajul care îl avem cu privire la Satan, la diavol. Pasajul este următorul. Spune în felul următor. Scriptura învață și noi credem în existența unui spirit personal malefic numit diavolul sau Satan, care a fost inițial un înger sfânt, dar care a căzut din această stare prin păcătuire, atrăgând după el o mulțime de îngeri. El este acum conducătorul acestor îngeri căzuți și al puterii întunericului acestei lumi. Satan este dușmanul lui Dumnezeu, ispititorul și acuzatorul sfinților, posesor al puterii morții, autorul oricărui rău și al tuturor religiilor false, principala putere din spatele apostaziei prezente. El este destinat înfrângerii finale și pedepsei eterne în iazul de foc. Ăsta este pasajul pe care îl avem în mărturisirea de credință și vreau să vedem câteva aspecte care practic sunt extrase din textul nostru și sunt oarecum detaliate. Aș vrea să vorbim puțin despre diavol și să vedem unele lucruri care îl caracterizează. În primul rând, aș vrea să vă spun că sunt versete care vorbesc clar despre el, că el este acela în care nu este adevăr și este mincinos și tatăl minciunii. Lucrul ăsta îl spune despre el în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 44. Să știți că nu avem atâtea detalii câte ne-am dorit noi în Scriptură despre Satan. Detaliile sunt puține, unele sunt speculative, sunt multe, însă sunt multe în privința existenței sale. Spune că există. Avem și în Evanghelie atâtea pasaje care îl arată și îl scoate în evidență ca fiind împotrivitor chiar Domnului Hristos. Ne aducem aminte episodul cu ispitirea. Sunt oameni care erau posedați, îi vedem lucrarea și chiar acolo la Golgota, când este rugat să se dea jos ca să chipurile să creadă oamenii în el. El a fost implicat în acele zile foarte mult în ispitirea oamenilor, în ispitirea lui Iuda, în posedarea lui Iuda, în convingerea celor de acolo din Sinedriu ca să-l judece noaptea și a tot felul de lucrurile. Deci nu avem atât de multe detalii încât să vedem cu deamănuntul toată viața și activitatea și existența sa, dar sunt destule în Scriptură care îl scoate în evidență. Să știți că sunt oameni care neagă existența diavolului. Din păcate, sunt și astfel de oameni care o neagă. Alții au ideea aceea populară în care și-l imaginează pe diavol ca având coarne, ca având copite, ca având o coadă ascuțită, ca stând lângă un cazan și mestecând oamenii care fierb acolo în zmoală, au tot felul de idei din astea despre diavol. Dar diavolul, să știți că nu este nici cu barbă, nu are nici coarne, nu are nici copite. Și nu are nicio furcă cu trei coarne în mână, așa cum și-l imaginează cel mai mult sau cum îl prezintă în desene.
Știm despre el că a fost un înger de lumină, a fost un înger glorios la început, dar după aceea a fost întunecat datorită păcatului, dar nu arată așa cum și îl imaginează oamenii. Știm că el este duh și are altă formă și nu este așa cum crede ochiul uman sau mintea umană că s-ar prezenta. Alții cred despre Satan că a fost frate cu Domnul Hristos și din dorința de a fi mai mare decât Domnul a căzut din starea aceea în care a fost creat și de atunci avem o luptă în universul ăsta pe care îl cunoaștem noi între bine și rău. Ce știm din Scriptură acum cu privire la el? Asta aș vrea să vedem în câteva cuvinte. Ce știm despre diavol din Scriptură? Știm că sunt anumite pasaje care sugerează existența sa și primul pasaj care sugerează existența sa este de acolo, de când Adam practic este creat și este investit cu funcția de rege și are o funcție militară dată de Dumnezeu. Și cred că funcția asta militară, într-un fel, să zicem așa, este activată în momentul în care el primește porunca de la Dumnezeu să aibă grijă să păzească și să păzească grădina. Da? Și să păzească atât pe soția sa cât și pe el de ce urma să vină. Pentru că spune că în clipa în care încălca porunca, și mânca avea să moară și de atunci cred că sunt primele lucruri care ne-ar duce cu mintea că există prin faptul că i-a dat să păzească grădina, i-a dat să păzească datorită că exista un anumit pericol și că în momentul în care spune că negreșit vei muri, trebuia să aibă o idee că există ceva rău și ceva ce îl poate duce și pe el la pieire. Și astea cred că sunt primele indicii cu privire la existența răului în universul ăsta uman pe care îl cunoaștem noi. Și ăștia sunt primele lucruri din Scriptură care ar arăta către o posibilă existență a ceva rău care trebuia ca omul în Eden să fie cu ochii în patru. De fapt, să știți că numele Satan înseamnă dușman. Asta înseamnă numele Satan. Sau cel ce se opune. El este de asemenea cunoscut și sub denumirea de diavol sau de diavolul care înseamnă calomniatorul sau acuzatorul. Asta înseamnă diavol. În Isaia 14, de la 12 la 14, avem niște sugestii despre Satan ilustrate prin descrierea împăratului Babilonului. Și din pasajul respectiv din Isaia, cred că ar face cumva referire la diavol, la Satan. Acolo se indică faptul că numele lui Satan, când era înger sfânt, era Lucifer. Deci ăsta era numele. Pasajul este următorul. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Cred că ăsta este unul dintre pasajele care arată, practic, indirect, prin acest împărat al Babilonului, arată ceva ce era în spate și conducea pe acest împărat care era păgân în timpul respectiv și lupta contra poporului ales al lui Dumnezeu. Mai este un pasaj, să știți, în Ezechiel, care cred că face referire tot la diavol și din câte știu toți care vin și citesc și dau explicații din pasajul ăsta, se referă la diavol. Pasajul este în Ezechiel 28, de la versetele 12 la 14, unde primim o descriere a împăratului Tirului de data aceasta, o reflexie ce arată către Satan ca fiind unul dintre heruvimi și cel mai înalt dintre îngerii creați. Și cu toate astea, el a devenit mândru de frumusețea și poziția sa
și din mândrie a dorit ca să ia locul lui Dumnezeu și să stea pe tronul sau pe scaunul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta l-a doborât din statura asta înaltă pe care o avea prin creație. Pasajul nostru din Ezechiel 28, de la 12 la 15, spune în felul următor. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i. Deci asta trebuia profetul Ezechiel să transmită împăratului acestuia din zilele sale ale Tirului, care practic o să vedem niște lucruri interesante în descrierea lui. Spune așa, vorbește Domnul. Ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și de frumusețe. Stăteai în Eden, în grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele ce sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua în care ai fost născut până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Deci, cred că face referire tot la diavol și tot la satana. Pasajul ăsta de aici din Ezechiel. Datorită mândriei și dorinței sale păcătoase de a lua suveranitatea care este numai a lui Dumnezeu de drept, el a fost aruncat din cer. Împreună cu el, în răzvrătirea sa, se spune că a tras și a treia parte dintre îngeri după sine. Și în Apocalipsă vedem sugera lucrul ăsta, în Apocalipsa 12 cu 4, unde spune cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Deci cred că pasajul de aici sugerează că a treia parte din îngerii practic au trecut acolo de partea sa. După căderea lor, unii dintre ei, spune Scriptura, că au luat și au fost aruncați în adânc după ce a fost răzvrătirea aceea. Vedem că el, căpetenia, nu a fost aruncat, dar sunt unii pe care îi vedem băgați în adânc sau în tartar, cum zic alte traduceri, și sunt acolo legați veșnic până la judecata zile de apoi, când sunt luați de acolo din adânc și mutați în iazul de foc, unde vor fi împreună cu oamenii și cu toți demonii ceilalți care sunt răzvrătiți și astăzi sunt liberi. Versetul care arată lucrul ăsta că unii sunt închiși în adânc de atunci de la cădere, nu știm motivul pentru care Dumnezeu i-a luat și i-a legat acolo. Motivul este enunțat în a doua epistolă a lui Petru, capitolul 2, versetul 4, care spune căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Ăsta este versetul. Vă aduceți aminte că despre Satan însuși spune că pe perioada miei de ani, pe perioada mileniului, el însuși va fi la începutul mileniului prins, după răzvrătirea de la Armagedon, luat, legat și aruncat în adânc pentru 1000 de ani ca să nu mai înșele neamurile pe pământul acesta. Vă aduceți aminte de pasaj? Este în Apocalipsa 20, cred că este acolo. Dumnezeu nu oferă nicio explicație cu privire la motivul pentru care s-a întâmplat căderea lui Lucifer. Niciunde nu o să găsim în Scriptură cu subiect și predicat, uite, așa a fost creat, în felul ăsta a picat. Da? Sunt anumite pasaje ăsta din Ezechiel și cel din Isaia, din care cred că vedem anumite aspecte pe care le dă de înțeles prin intermediul acestor împărați ai Tirului și ai Babilonului, care ar bătea cumva către diavol, dar niciodată nu avem cu lux de amănunte căderea, cum a fost creat, ce anume l-a împins și toate lucrurile în amănunt, cum avem căderea de fapt a lui Adam. Pe Adam avem descris, da, avem și porunca și interdicția și faptul că a fost făcut într-o stare bună, da? Și toate lucrurile astea le avem descrise, dar în privința diavolului nu avem atât de multe lucruri cât ne-am dorit noi ca să putem să comentăm foarte mult pe marginea aceasta, doar știm că el a căzut. Știm din altă parte a Scripturii că Dumnezeu se referă la îngerii care nu au căzut ca fiind aleși ai săi.
Asta este iar un alt adevăr pe care nu prea putem să facem prea multă teologie. Deci dacă sunt îngeri aleși, înseamnă că sunt și îngeri care n-au fost aleși. Nu știm să explicăm toate lucrurile astea, dar credem că sunt anumiți îngeri aleși. În Timotei, în 1 epistolă către Timotei, 5, capitolul 5, versetul 21, Pavel a scris: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos și a îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Ce spune Pavel aici? Spune că unii îngeri au fost aleși. Nu știm pe ce criterii, probabil că tot pe criteriul Harului, da? Pentru că altfel Dumnezeu nu și-ar câștiga gloria. Nu avem prea multe detalii și de asta nu putem să intrăm prea mult și să ne apucăm să facem teologii sistematice pe tema asta. Dar cu siguranță sunt îngeri care au fost aleși pentru că Pavel spune lucrul ăsta despre ei. Adevărul este că el, Satan, nu a fost creat păcătos, la fel ca și Adam. A fost creat într-o stare fără păcat și netestată. Sunt sigur de faptul ăsta. Dumnezeu nu creează nimic păcătos sau nimic rău. Dacă ar fi făcut-o, nu ar mai fi fost Dumnezeu. Faptul că s-a găsit răzvrătire în el, când a fost testat, vina îi aparține numai lui. La fel ca și lui Adam. Adam nu poate să dea vina pe Dumnezeu că Dumnezeu i-a pus interdicție să nu mănânce din pom. Da? Dacă Dumnezeu îl crea păcătos pe Adam, Adam nu putea să mai fie tras la socoteală pentru că era păcătos, pentru că aia era natura, dar din moment ce Dumnezeu nu l-a creat așa, nu putea să dea vina pe Dumnezeu. El a ajuns așa din cauza propriei vine, da? Și propriei căderi. La fel cred că a fost și cu diavolul. Dumnezeu nu putea să-l creeze rău și cu înclinații rele în inima lui, pentru că Dumnezeu în caracterul său nu poate să facă ceva rău. Și el nu este ispitit ca să vină și să facă lucruri rele și să creeze ființe rele. Biblia arată clar că Dumnezeu nu i-a forțat pe îngerii căzuți să cadă, pentru că el nu poate ispiti pe nimeni la rău și nu este ispitit să se răzvrătească. Nimeni, spune Scriptura în Iacov, când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Înțelegeți? Așa că trebuie să se spună că demonii au căzut pentru că era în natura lor să facă acest lucru. Și când li s-a dat posibilitatea de a alege să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, ei au făcut ceea ce au dorit. De fapt, această îngăduință, să știți că face parte din planul perfect al lui Dumnezeu pe care l-a alcătuit înainte de întemeierea lumii și de creație. Nu știm de ce a îngăduit lucrul ăsta, dar știm că face parte din planul său. El i-a făcut într-o stare bună, într-o stare în care puteau să aibă relație cu Dumnezeu, să-L laude, să-L glorifice pe Dumnezeu și totuși El le-a permis căderea. Nu a fost din vina lui Dumnezeu, da? Dumnezeu nu i-a creat păcătoși, dar se pare că în diavol s-a născut gândul ăsta și mai apoi vedem că el îl transmite omului în Eden. Poate că cel mai bun mod de a înțelege de ce Dumnezeu a îngăduit îngerilor să păcătuiască este să ne amintim că tot ceea ce permite Dumnezeu îl va glorifica în cele din urmă într-un fel. Chiar și atunci când o minte finită nu poate înțelege cum se poate face lucrul ăsta. Nu avem prea multe detalii, nu putem intra prea mult în subiectul ăsta. Dar cu siguranță toate lucrurile astea într-un final îl vor glorifica pe Creator. Căderea diavolului nu a fost din vina lui Dumnezeu, nimeni nu atribuie vina pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu prin caracterul lui nu putea să facă așa ceva, nu putea să ispitească pe nimeni.
Cred că cel mai bine o să înțelegem lucrurile astea când vom fi sus. Și atunci se vor lămuri multe din neclaritățile pe care le avem. Avem suficient de mult în Scriptură lăsat ca să ne dăm seama de anumite lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Da? Deocamdată nu putem să facem prea multă teologie pe căderea lui Satan și pe căderea îngerilor care au fost trași împreună cu el. Dar ce știm din Scriptură despre diavol? Știm că el este desemnat de Scriptură ca fiind cel care a introdus păcatul și moartea veșnică în umanitate prin căderea părintelui nostru Adam. Scriptura spune despre diavol că, în primul rând, el este conducătorul acestei lumi și este numit prințul puterii văzduhului. Lucrul ăsta îl vedem în Ioan 12 cu 13, unde scrie: acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Domnul Iisus a spus cuvintele astea. Deci îl vedem pe diavol ca prinț al puterii văzduhului. Alt verset, în a doua epistolă către Corinteni, arată la fel că el este prinț al puterii văzduhului. Și versetul este următorul: a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vedeți? Ăsta este unul din rolurile lui, ca să orbească mințile necredincioase ca să vadă lumina Evangheliei strălucind. În Efeseni 2 cu 2 spune: în care trăia odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Da? Deci asta se spune despre Satan. Deci el este conducătorul acestei lumi sau Dumnezeul acestei lumi, este prinț al puterii văzduhului. În altă parte despre diavol se spune că el este numit acuzatorul. În Apocalipsa 12 cu 10 spune în felul următor: și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos. Vedeți? El este acuzatorul sau cel care pârăște. Deci asta îl desemnează pe el. Oamenii când păcătuiesc și vorbesc de rău pe unul sau pe altul, practic copiază ceea ce diavolul face. De asta suntem datori atunci când iertăm pe cineva, când rezolvăm problema cu cineva, să nu mai venim cu lucrurile din spate. De ce? Pentru că avem un model rău pe care îl vedem mereu pus în practică. El este cel care pârăște, el este cel care acuză. Da? Noi avem lucruri care trebuie să le învățăm din Scriptură în privința asta. Și nu trebuie să facem misiunea asta, pentru că oare el și e de ajuns pentru el. Și condamnarea lui va fi una în baza lucrurilor care le face. El este acuzatorul. El ispitește pe oameni să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o chiar el. El face lucrul ăsta zilnic. În Matei 4 cu 3 îl vedem pe Matei că scrie următoarele lucruri: ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Deci el ispitește mereu, fie pe unul, fie pe altul. Aici ispitea pe Domnul Hristos. Vă dați seama, nu a avut jenă să vină la Dumnezeu să-L ispitească. Da? Vedeți cât de mult s-a aprofundat în căderea sa. Să vii la Creator să-L ispitești. Hai că Creatura o mai ispitești, da? Dar pe Creator. Deci una dintre faptele pe care le face în continuu este să ispitească. În 1 Tesaloniceni 3 cu 5 spune în felul următor: astfel în nerăbdarea mea am trimis
să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Vedeți? Să nu vă fi ispitit ispititorul. Și la cine face referință aici Pavel? La cineva despre care cunoștea ceea ce face. Și acel cineva era Satan. El știa că el ispitește. Și pe copiii Domnului, ispitește și pe Domnul Hristos, ispitește și pe Dumnezeu și ispitește pe oricine. Nu numai atât, el înșală omenirea cu privire la adevăr, în special adevărul despre Dumnezeu însuși. El înșală și astăzi face lucrul acesta. În Geneza 3:5 spune în felul următor: dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Și după aia în 2 Corinteni 4:4 spune: a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă străluci în lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vedeți? Încă din Eden a venit să ispitească și nu a venit să le spună lucruri rele. A venit să le spună: veți fi ca Dumnezeu, veți ajunge ca Dumnezeu dacă faceți ce vă spun eu. În Apocalipsa 20:3 spune: l-a aruncat în adânc și l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Vedeți? El este dat ca înșelător al neamurilor. El este unul care lucrează și astăzi și face lucrul ăsta. Uitați-vă câtă minciune în jurul nostru. Cine credeți că o produce? Și el lucrează la ea. Da? Și omul în natura lui este înclinat ca să mintă și să spună lucruri neadevărate. Ați auzit ce spun oamenii? Păi și minciuna e tot vorbă. Păi nu-i vorbă. Da? Pentru că nu vine de la Dumnezeu. E o vorbă de la cer rău. Dar nu poți să răzbești cu ea. Că în altă parte tot un proverb de-al oamenilor spune că are picioare scurte. Da? Nu ajungi departe cu ea. În fața lui Dumnezeu nu stă, nu rezistă. Înțelegeți? Ăștia sunt pașii pe care El îi face în umanitate. Și uitați-vă cât de mulți oameni sunt înșelați. Și în privința religiei, și în privința credinței, și în privința lucrurilor elementare, și cu privire la Dumnezeu, și cu privire la persoana sa, și cu privire la orice adevăr din Scriptură. Diavolul totdeauna are rolul să-l distorsioneze, să întoarcă altă fațetă, să te facă să vezi cu totul altceva. Și să nu vezi ceea ce trebuie să vezi. El minte despre caracterul și scopurile lui Dumnezeu, spune omenirii căzute că se poate mântui fără harul lui Dumnezeu. Și aici avem tot felul de religii și tot felul de lucruri pe care le învață diavolul printre predicatori, prin oamenii care se pretind că învață cuvântul lui Dumnezeu. Din categoria asta putem să vorbim despre iudaizatori, despre arminieni și toate religiile păgâne la grămadă. Gândiți-vă la asta. Un alt lucru care îl face, face tot ce poate pentru a ne despărți de Dumnezeu și a-L submina pe Dumnezeu în ochii noștri, folosindu-și puterile de înșelăciune. Uitați-vă că vorbim cu oameni. Vorbim cu oameni despre suveranitatea lui Dumnezeu. Poate îți dau dreptate mental. Dacă când e vorba să îi vezi modelul pus în practică, îți vorbește despre un Dumnezeu om. Un Dumnezeu neputincios, un Dumnezeu care este slăbuț, care este oprit de suveranitatea, chipurile omului și tot felul de idei din astea. Uitați-vă cât de mult înșală și câți oameni sunt înșelați. Cine credeți că face lucrarea asta? Păi diavolul o face. De multe ori îți vine să plângi când îi vezi atât de îndărădni și de nepricepuți și nu înțelegi pur și simplu de ce nu pricep anumite lucruri. Sunt păcăliți. Foarte mulți sunt păcăliți. De ce? Pentru că diavolul lucrează cu putere. Și are putere să influențeze pe oameni, are putere să le arate cu totul altceva și ei privind să spună că e adevărat, e adevărată minciună. Face tot ce poate pentru a ne despărți de Dumnezeu și a-L submina pe Dumnezeu în ochii noștri. Satan este în spatele tuturor religiilor și cultelor false,
a tuturor zeităților false și a minciunilor care îi îndepărtează pe oameni de Domnul. Ăsta este un adevăr adânc. El este tatăl tuturor religiilor false. Uitați-vă cât de mulți oameni au religii false pe pământul ăsta. Cei mai mulți am înțeles că sunt budiști. Da? Sunt hinduși care cred, sunt e aproape miliardul în India și alții din alte părți ale lumii cred lucrurile astea. Creștini sunt o mică parte din cele 7-8 miliarde cât suntem pe planetă. Un miliard sunt catolici. Da? Cât cred dintre ei corect, din ăștia care zic că sunt creștini un miliard, păi e o cifră infimă. Cine îi păcălește pe toți? Cei mai mulți vin și spun, a, păi Dumnezeu e Dumnezeu al tuturor și toți care cred în El, cred în același Dumnezeu și important este să fii bun, să fii drept, să fii moral și tot, într-un final, vom ajunge acolo în ceruri. Nu e așa. Nu stau în picioare lucrurile astea. Asta e tot o minciună drăcească. Singura cale de mântuire e prin Hristos. Mântuirea este prin har, prin alegere, prin rânduire dinainte a celor aleși spre a fi, a le fi arăta harul. Mântuirea este doar prin har, prin nemerit, acordată contrar a ceea ce oamenii merită. Da? Nu este prin fapte, nu este prin lege, prin conștiință sau prin alte lucruri pe care diavolul îi învață pe oameni. Sau prin propriile fapte. Niciodată nu va fi nimeni mântuit prin fapte. Nimeni niciodată. Satana se deghizează, să știți, chiar în înger de lumină. Ceea ce face ca înșelăciunea lui să fie cu atât mai puternică. Lucrul ăsta îl spune clar în Scriptură, în 2 Corinteni 11 cu 14, spune în felul următor și 15. Nu este de mirare că și chiar Satan se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. E înspăimântător versetul ăsta. Diavolul să se prefacă într-un slujitor al luminii, că îl propovăduiește pe Hristos, Evanghelia lui Hristos. Vă aduceți aminte de femeia aceea care era posedată de Duhul lui Piton și spunea ea ceva contrar, spunea ceva neadevărat când spunea, vedeți că oamenii ăștia vă predică pe Hristos, vă predică mântuirea. De ce credeți că Pavel n-a lăsat-o? Că ea n-a spus nimic rău. Din contră, dacă ar fi astăzi, mulți s-ar bucura că ar zice, uite, face reclamă pentru Domnul, uite ce bine vorbește și ce frumos vorbește de slujitorii Domnului. Pavel, cunoscând strategia din spate, i-a spus să iese din ea. Diavolul se preface în slujitor al luminii și al neprihănirii și spune aici, nu-i mare lucru chiar și dacă slujitorii lui, oamenii, se prefac în slujitori ai neprihănirii și demonii, că și demonii sunt slujile lui și vin și amăgesc. Amăgesc prin predicatori, prin preoți și prin tot felul de slujitori care nu pot să-i miști de pe drojdile lor spunându-le adevărul. Ființele umane văd adesea minciunile diavolului ca fiind bune, ca fiind plăcute și aparent corecte. De ce? Pentru că în Proverbe 14 cu 12 spune în felul următor, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Deci multe căi pot părea bune omului. Și să știți că diavolul are un mare rol în a face lucrarea asta. Ca oamenii să vadă minciunile sale bune, să le vadă plăcute și corecte. Satan poate intra în posesia corpurilor umane, provocându-le suferințe. Aduceți-vă aminte de cei din Gadara. Erau bine când erau posedați? Erau doi acolo.
spune că stăteau cu cioburi de piatră, stăteau pe munți plângând, urlau, țipau. Nimeni nu mai trecea pe drumurile respective. Oamenii erau chinuiți. Aveau mulți în ei. Unul zicea că avea o legiune. O legiune între 4.000 și 6.000 de soldați romani. Erau mulți într-unul. Nu face minuni bune, în sensul bun al cuvântului, dacă vorbim așa, diavolul. Produce suferință și poate intra în posesia corpurilor umane. Face lucrul ăsta, face. Vedem pe ăștia doi din Gadara, vedem chiar pe Iuda într-un final, vedem că produce boli, posesia. Și avem acolo în care, textul în care spune că era un duh mut și surd. De ce? Pentru că era posedat. În momentul când Domnul scoate afară duhul, omul spune că a început să vorbească și să audă. În altă parte, o să vedem că posedarea asta și influența asta rea pe care o exercită diavolul duce omul la ruină. Și vedem asta în cazul lui Iuda, după ce vinde pe Domnul și pe Anticrist. Îl duce pe vreunul la propășire? Duce pe vreunul pe culmi spirituale înalte? Nu. Iuda merge și spune că se duce și să sinucide și Anticristul va fi prins datorită gloriei pe care vrea să-și o atragă acolo la luptă, la Armagedon, va fi prins și aruncat de viu în iazul de foc. Pe toți de care se folosește, pe toți îi va ruina, să știți. Uitați-vă și la oamenii din lume care mint, fură, ucid pentru a se îmbogăți, pentru a face tot felul de șmecherii. Unde ajung într-un final? Păi finalul e ruina. Diavolul le dă, îi ridică, până dă cu ei de pământ și îi ruinează complet. Asta va face totdeauna în umanitate. Ce i-a promis lui Adam? Bă, vei fi bine, vei fi ca Dumnezeu, vei fi mare. Dumnezeu știe lucrul ăsta. Dacă tu faci, va fi bine. Și unde a ajuns? A ajuns la bine? N-a ajuns. N-a fost așa ce i-a spus diavolul. Aparent a fost încântat că va evolua. Dar Dumnezeu i-a spus asta, să fie atent și să se păzească. Și uitați-vă unde am ajuns cu toții, de fapt, rasa umană. Să, încă din la prima generație au văzut crimă, după aia au văzut războaie. Astăzi vedem războaie, vedem crime în jurul nostru, vedem tot felul de torturi, de lucruri inimaginabile, de violuri și de tot felul de crime, de te îngrozesc. Asta a adus în umanitate. Ăsta e diavolul care vorbește Scriptura despre el. Nu e nici cu coarne, nici cu copite, nici cu furcă în mână. E activ implicat în a păcăli pe oameni și a-i ruina sufletește și moral. Și finalul îi va găsi alături de el în iazul de foc. Asta va urmări totdeauna în umanitatea asta pe care o cunoaștem. Cu toate astea, în ciuda planurilor sale și a tuturor eforturilor sale, destinul diavolului este pecetluit irevocabil. El va petrece veșnicia în iazul de foc. Și lucrul ăsta îl vedem în Apocalipsa 20:10, unde spune clar: și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde este și fiara și profetul mincinos, și vor fi munciți și zi și noapte, în vecii vecilor. Sfârșitul lui este știut chiar de el. Sfârșitul lui este anunțat în Scriptură și este știut și de oameni. Și din păcate sunt foarte mulți care îi neagă existența astăzi, îi neagă lucrarea și sunt amăgiți ei înșiși, spunând că nu există Dumnezeu, unii mândrindu-se clar, având forumuri pe net că sunt atei și că nu cred în existența lui Dumnezeu, nu cred în existența niciunui demon sau înger. Și uitați-vă unde se va ajunge într-un final. Cu toate astea, cel mai mare adevăr despre Satana este acesta. El este un dușman învins prin moartea și învierea sa a Domnului Hristos. Diavolul a fost învins definitiv, odată pentru totdeauna.
în 1 Corinteni 13, de la 54 la 57, 15 cred că este, am greșit eu trimiterea. Spune în felul următor, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. El este cel care ne dă biruința, El a biruit și a frânt boldul morții prin moartea care a suferit-o în locul tuturor celor aleși când le-a plătit păcatele pe Golgota. Diavolul este înfrânt, diavolul este un vrăjmaș care este doborât din punct de vedere spiritual. El știe că zilele sunt numărate și în tot timpul ăsta va încerca să lupte cu putere în umanitate, să păcălească și să învrăjbească cât mai mult pe oameni. Să-i acuze, să-i denigreze, să-i posedeze și să-i ducă la ruină și să tragă cât mai mulți cu el. Dar slavă lui Dumnezeu că el a rânduit o cale de salvare pentru oamenii căzuți în Adam prin har. Și nu tot ce și-ar dori diavolul să ducă cu el în iazul de foc, nu va avea izbândă în ideea asta. Vor fi unii care sunt smulși din moarte, datorită morții Domnului și învierii sale glorificate, și vor fi o mulțime imens de mare care Domnul, prin mila și îndurarea sa, nu va permite ca să meargă cu el la pierzare. Ăsta este harul. El știe lucrul ăsta, dar va lupta pentru orice milimetru în lupta asta cu oamenii. Să-i facă să cadă și să arunce cu noroi, practic, în numele Domnului Hristos care s-a jertfit pentru ei. Dar nu va reuși să facă lucrul ăsta pentru că Domnul este Dumnezeu și tot ce a început El va duce la bun sfârșit. Și prețul lui este atât de mare plătit încât nimeni nu poate să mai aducă vreo pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu. De asta mă rog ca să ne dea Domnul putere și să ne dea Domnul o minte deschisă, să știm cu cine avem de a face pe pământul ăsta, care ne este dușmanul și să știm cum trebuie să luptăm fiecare. Cred că trebuie să fim cu ochii în patru fiecare dintre noi, să fim conștienți de pericolele care ne pândesc și atunci când credem că nu mai avem nimic de luptat, cred că suntem într-un pericol și mai mare. De asta cred că fiecare dintre noi trebuie să veghem în primul rând asupra noastră, asupra fraților noștri, asupra semenilor noștri și să ne țină Dumnezeu întotdeauna treji, pentru că avem un dușman care luptă, care răgnește și caută să apuce pe orice om, fie credincios, fie necredincios. Ai necredincioși deja sunt ai lui, dar lupta lui cea mai aprigă este cu cei credincioși și cu cei aleși și să înșele cât mai mult și dintre cei aleși, dar și dintre ceilalți și să-i ducă și să-i cârmuiască așa cum dorește el. El este un tiran, un uzurpatron al tronului lui Dumnezeu, chiar dacă este în Scriptură numit prinț al văzduhului. Are o conotație greșită, nu greșită, are o conotație negativă. Prințul este Domnul Hristos, este peste tot universul. El a uzurpat autoritatea lui Dumnezeu aici, păcălind pe Adam și ducându-l în moarte. Dar Dumnezeu este glorios și Dumnezeu a biruit și ceea ce diavolul a încercat să uzurpe. Și de asta gloria este doar a lui Hristos. Noi știm despre intențiile diavolului, știm despre acțiunile sale și știm ce vrea să facă până la final. Știm care e un final pecetluit, îl știm care este. De asta rugămintea mea și dorința este să cunoaștem cât mai bine planurile sale și să nu ne lăsăm niciunul dintre noi
doborâți, ci să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Amin.